Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Fiecare amuletă se câștigă greu, chiar dacă șefii fac ca gătitul să pară relaxat. Mai greu e cu disimulat emoțiile când vine degustarea. Chiar dacă Liviu Chiorpec a fost și sezonul trecut, nu știm ce gusturi are sezonul ăsta. Bine ai venit, Liviu, te rog să fii alături de mine. Hai să-l vedem pe Olivia. Dacă ești testat. Sunt testat, sunt sănătos. De când n-am mai văzut? De când ți-a făcut cunoștință cu Romica și să-ți facă burtica asta, n-ai crezut, ai văzut că n-ai Bine, crezut. Bine, pentru asta m-a muncit iubitul meu, dar a avut și Romica rolul lui. Păi, deci acum Romica deja e, cum să spun, e atestat. Tu nu-l cunoști pe Cătălin, decât prin prisma lui Liviu, din convești. I-am văzut odată la, adică, la ziua ta. Era o pereche acolo, că n-am cum să uit faza. Bă, de cât timp sunteți împreună? Ea de un an. Vă doriți copii? Da, dar nu prea. Sau de câți ani erau împreună? Și zic, bă, tu o să rămâi gravidă în ceva timp. Mă suni tu și zici, bă, a rămas aia gravidă, Romica, de la mine. Ce-ai făcut la mine? Da, nu, bă, mai știi? Dar nu, da. Nu mai pune, că așa râde ăștia, știi? Adică... să facem bani. Da, exact. Adică... Gina, îmi pare bine. Gina, îmi pare bine. Să mergi să faci un test de sarcină acum, da? O să ia. Așa, și acum revenind la ale noastre. Să vedem. Vreau să-ți spun că de când am început treaba asta cu amuletele, este prima dată când am intrat peste șefi aici. Nu m-am putut abține de poftă. De când am dat tema, și aceasta a fost fasole, nu m-am putut abține, zic că trebuie să gust de la fiecare. Miroase. Asta zic, am venit din platou. Deci mi-e o foame, am stat ascuns aici. Deci nu te-a găsit Scărlătescu? Ok. Dar îți place fasolea? Normal că îmi place fasolea, cui nu-i place fasolea? Exact, asta zic Dumnezeule. Și eu. Băi, Liviu e mâncău, se vede. Adică lui Liviu îi place mâncarea, nu se încurcă. Da, sunt foarte pasionat de gastronomie. Sunt private chef, dacă vrei așa. Țin și niște cursuri de gătit, însă organizez petreceri. Se întâmplă tot în apartamentul meu, care e organizat cumva ca un bistro, cu o bucătărie, cu masă centrală, cu... să stăm toți în jurul mesei acolo, să se întâmple tot în aceeași cameră. Sau merg la oameni acasă și gătesc. Și facem petreceri frumoase. Deci data trecută nu știam care e treaba cu amuletele. Eu am zis că vin și gust, mă dau un pic mare pe aici. Ce bune! Apar n-aveam ce amuletă, la ce folosește, că a încercat să-mi explice. Cineva a zis, bine, gata, eu trebuie să aleg o farfurie care îmi place și cu asta basta, ce-o fi, o fi. Nu, ai gen, și plus că e singura lor, să știi că ei sunt cu ochii pe noi, ne văd și ne aud. Salut! Amuleta de astăzi. Așa. Spune așa. Cel care o deține poate să aleagă un interval de 15 minute din probă. Așa. În care membrii celorlalte echipe vor lucra în perechi, okay. Dar fiecare folosind o singură mână. What the f***? Exact. Deci ține vor trebui mie ceapa, să fie legați eu. Exact într-un fel. Ține ceapa, cota eu. Zice, care deget nu-ți trebuie? Deci hai, începem. Trebuie să știi că trebuie să guși în toate. Prima dată am gustat din fajita aia, că n-am putut. De ce? Adică lângă toată turta aia era fasole bătută. N-ai cum să nu guși din fasolea bătută. Mamă, cum e asta? E că cea mai bună fasole bătută pe care am mâncat-o. Și vezi că mai ești pe aici ceva. Stai, că ajung și acum. Ce-am zis că mi-e foame. Am resurse. Vreau să văd cum a prăjit asta. Doamne, nebunie. Și acum să intrăm în... Nu știu ce să zic că e asta, frate. Zici că e... Intră în poveste tacos. Acolo. E o salată din 5 feluri de fasole. 2 păstăi și 3 boabe. Hai, doamne, ăștia. Da. Noi suntem obișnuiți ca fasolea să aibă un gust profund, așa, să fie cumva mai grea. Nu, chestia asta era extrem de fresh, cremoasă și texturată în același timp. Nu știu, nici nu știu cum să-i spun. Excelentă, ce să mai zic. Deci poți mânca la infinit din povestea asta. Acum, bă, fii atent, deci, vă spun ceva. Eu n-am auzit în viața mea unul să vorbească așa frumos de farfuria mea până acum. Mă opresc. Ți-ai făcut o idee despre... Uh-huh. Să știi că te poți întoarce oricând la farfurii.
Păi nu rămâne nimic până la final. Sunt sigură. Nici la mine n-a rămas nimic. Incredibil de bună. Așa. Hai să vedem un hamburger acum. Asta. Îi place să gătească pasionat. Și e deschis la chestii de-astea noi, la tot felul de... Și mă gândesc că, uite, cu burgerul ăsta vegetarian, așa cum el, mă gândesc că poate am și eu o șansă. Niciodată n-aș știu, frate, cum să mănânc un hamburger, că e prea gros să muși din el. Să-l facă în patru, să-l tai în patru. Hai mă, Levile, tai-l în patru și apasă-l puțin și mușcă-l. Eu zic să-l apeși un pic, să-l presezi, da? Imediat, stai se poate, ea. Se poate. Arăta extraordinar de frumos în secțiune, cu toate culorile alea, cu negru, cu verde, cu vișiniu ăla din fasole. Oai, Dumnezeule! E mișto rău cu pâine negru. Se vede da, bine rău. Mișto, da. Doamne, și e cald și miroase așa bine. Da. Are și avocado. Da. Ține-mi pumnii. Succes! Are și brânză. De, vezi că e șmecherul de tot. M-a dat pe spate. M-a dat pe spate. Și combinația cu salata aia, cu un pic de maioneză, wow! Adică ăsta e genul de burger vegetarian pe care vrei să-l mănânci. N-a fost bună ideea asta cu fasolea. De ce? N-am gustat decât două preparate. Cum să aleg? Știu. Stai că mai e unul, stai să-l vezi și pe ăla. Deci cum să aleg? Că îmi vine să bag capul în farfurie, deci îmi vine să iau să-mi pun pe față, să... Acolo, da, acolo. Mai mult în aia. Și uite cum arată asta. În comparație asta. Cu tine, n-ar trebui asta. Să aleg. Eu am mâncat tot. Ia, crezi că e la mine? Da, să aduce la tine. Hai să vedem ce avem aici. Asta cu ciunculița prăjită cu feriile astea crispy. Deci n-ai nicio șansă, frate. Nu, n-ai cum să nu mănânci. Zici tu, cum să nu-ți placă. Și vezi că are linte neagră. Și foie gras. Am recunoscut din prima, și nu că America de Sud, Brazilia, am recunoscut-o din prima acolo. Deci când casuleu întâlnește feijoiada, se transformă în iacnie. Ce urât a sunat asta! A sunat finalul, nu mai spune. Când casuleul întâlnește... ce se întâlnește? Feijoiada! Băieți, nu vă mai tare! Feijoiada! E o poveste întreagă! Cine mă scărlătescu a venit cu prostia asta? Ce tare! Dar îi au pe șef care... Deci scărlătescu a venit cu prostia asta? Mai zi odată, faje... Feijoiada! 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 Iahnie franțuzească, iahnie braziliană, iahnie românească. E o poveste de dragoste dintre trei țări și cu foie gras. Între trei babe de fasole. Frate, are și un pic de șunculiță, că n-ai cum să... N-ai cum altfel. Slănină. Dar fii atentă, ceapa asta prăjită trasă cu bulion, cu... Ca la mama aia acasă. Exact. Da, mai e bună, mă, ce mi-a plăcut tare. Stai să mai iau un pic de foie gras, să-mi regleze glicemia. Te rog. Foarte bună, mă, bravo. Foarte bună. Serios, foarte bună. Bună toate. Foarte bună. Hai, mă, terminați cu glumele, că astăzi am fost dorei, toți am muncit de noi. Am muncit azi. Mai stăm. O bere are cineva pe aici? Avem, vino încoace, că avem. Hai la bere! Hai la bere! Așteptăm. Cum am zis, îi place mâncarea. Și să vedem, că a vorbit frumos de toate trei farfuriile. Mai vrei să mai guști din celelalte farfurii? Nu vreau să mai gust, vreau să mai mănânc. Mi-e foame. Scuza-mă pe mine. Mamă, cât de bun e. Păi nu oricum, pot să plec nemâncat, oricum, că eu plec până mă duc înăuntru, mănâncă cineva mâncarea aceea. Eu am să spun ceva. Tu oricum o să mai mănânci, pentru că fiind prietenul lor, astăzi vei fi invitat să-și rizezi alături de ei încă vreo doi concurenți. Așa că o să mai primi niște farfurii. Da. O să am ocazia și să spun toate prostiile pe care le am eu în cap. Sper că nu pe toate. Și eu sper, și eu sper. De fiecare dată trebuie să mai gust din chestia asta. Nu, mai gust din toate. Te rog. N-am cum să nu. Trei ore mai târziu. Iau naibii de greu de ales. Nu, nimic, că mai am 4 luni, adică. Dar, nu, și hamburger. E foarte greu de ales. Mamă, cât de bun e și ăsta. Te dracu, e acea băd. Și asta care mi-a adus aminte de Brazilia, adică cum să alegi, că te leagă și... Asta e frumos la mâncare, că îți trezește amintiri. Deci cum facem, cum lucrăm cu o bună, Florin?
Ce? Să exersăm, zic azi. Da, trebuie să cred exersăm. Că noi doi lucrăm pe mână. Cred că eu exersez cu contea. Eu cred că exersez cu ăsta, ne luăm de mână și să facem ceva azi cu mână. Gustăm unul de la altul. Da, deci, da. Deci trebuie să ne... Nu, luăm să tăiem o felie de pâine. Trebuie să ne antrenăm. Ai curaj să tăiem o felie de pâine? Eu țin cuțitul. Pii. Bună, salut, Liviu! Ce faci, Liviu? Salut! Domnilor! Bă, ce bine arăți! Băi, arăți bine, bă! La mulți! Iar dacă pun masă? Renci, mă bucur să te văd! S-a bucurat, de data asta ponderat, s-a gândit că mă sperie dacă iar dacă pun masă. Ai mâncat? Băi, te-ai săturat? Bă, fasole, mă! Bă, fii atent aici! Bă, băiete, deci pocnesc, am mâncat tot! De ce? Am mâncat fajita aia 3 sferturi, jumate burger, și jumate din porția, combinația franco-braziliană, nu știu. Portughezi. Deci am băgat la fasole. Mamă, senzațional. Senzațional. Fasole a fost de vină astăzi. Vrei o pastilă, ceva? Doamne, mulțumesc. Bă, nu, eu am doctorul meu. Am doctorul la ce meu. Proporții, la ce proporții ai spus că ai mâncat, eu mi-am dat seama unde se duce amuleta. Da. Ei, dacă v-ați dat seama, asta este. Deci cu ce începem? Mie mi-a făcut parfuria cu fasole. Premiul se duce la... Fasole, Liviu, nu? Mama, aia cu fasole senzațională. Aia cu fasole senzațională. Iar amuleta se duce a fost către... Rupere. Și amuleta se duce, farfuria cu fasole și cu... Da, o să fie așa. Țin eu cuțitul. Așa, și eu țin cuțitul. Dar ce faceți acolo? Mă antrenez cu Florin cum să... Mă antrenez. Deci fii atent. Nu, că aici așa trebuie să stai așa. Ai bine așa? Bă, stați-mă un pic să zică omul ăsta ceva, că poate ne antrenăm alții, nu? Pentru amuleta, că o să fie pe noi. Aoleu, aia cu o singură mână? Da, la pereche. Am perecheată treaba. Deci amuleta merge către farfuria cu fasole, dar în forma împusă în... În fajita aia. Ți-am zis? Turta aia prăjită. Aia, turtă prăjită, mi-a plăcut cel mai. Deci nu pot să cred, nu mai vin. Și mie mi-a plăcut. Păi iar tu, o să zică lumea că avem partipriuri. Păi, ascultă pe asta. Dar o să zic că stai liniștit, o să te jure puțin, și noi puțin, dar e un așa, mă. Azi chiar că nici eu, nici ăsta, nici Bontea, n-aș știu cu s-o dăm. Deci astăzi, să vă dea Dumnezeu sănătate și eu și fetița mulțumim. Băi, deci am mâncat... Mulțumesc foarte mult. Am mâncat tot, totul e bun. A fost bun. Din păcate, ai ajuns la Scârlătescu, mă uit la Sorin și ne cam antrenăm de acum, pentru ce o să urmeze. Să vă văd acum cum vă legați câte o mânuță așa unul după celălalt și începeți să valsați cuțitul în mână. Deci trebuie să gătiți la dublu. Fetelor, dans. Bă, da, ai ghicit cine ce-a gătit? N-ai ghicit, nu te mai întreb. Fetelor, dans. Fajitas, eu bulgărul și... Bă, și... Deci, am ales după, i-am zis la final, da, mă, am zis, frate, aleg după... Toate. Gustul care mie mai apropiat. Da, nu știu ce să vede în emisiune. Poate lumea simte așa hatereală. Mama, n-ai bichior pe cum iar i-a dat amuleta lui Scărlătescu și să vezi, să uită strâmb la mine. Și... Dar oamenii ăștia toți mă cunosc. Nu pot să mă folosesc de prietenia cu Cătălin ca să influențez cumva rezultatul alegerii astea. Stai liniște că nu o să te înjure nimeni. Decât eu cu Dumitrescu și încă câțiva mai mulți. Nu, ei doi nu. Dar echipele lor, nu. Atunci când voi da amuleta... Povestim. Nu, dar... Echipele lor atunci când... Atunci când voi știi când e bun, e bun. Au fost toate trei bune aici, n-ai ce să le faci. Mi-a plăcut la asta și la asta. Fac foie gras la fasole. Îți place zi, fac foie gras la fasole. Deci vrem foie gras la fasole, un foie gras prăjit la fasole, cum să nu mănânci din... Uai de capul meu! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.